izosceli din prisma dar este chiar echilateral. Și pică exact la am înțeles. Din A, ducem-o pe prin carte de V, M, conotăm cu P. Din A, ducem pe pediculare pe V, M. Pe? V, M. V, M. Și notăm cu P. Din A, ducem-o pe prin carte pe V, M și notăm cu P. Cum ar fi? Distanța de la A la plan V, B, C, B, C, și pe pediculare din A pe da. V, M? Da. De ce o obișnuiești așa? Că dă reciproca teoremia a doua. Că avem A, P, pe prima pe V, M, V, M, pe prima pe B, C, A, M, pe prima pe B, C și e reciproca a doua. Bun. Atunci te întreb. Deci distanța de la A la, V, la planul V, B, a, B, C. V, B, C. Da. Ai tu vreun motiv să spui că perpendiculara din A pică chiar pe V, M? V, M. Nu, dar o duc eu. Fie A, B, pe prima pe V, M. O duc eu, ca și când fie A, B. Dintr-un punct, duce-o perpendiculară dintr-un punct din exterior, da. Da, pe V, M. V, M. Dar aceea trebuie să-l arăți în final, că e perpendiculară da. Pe plan. Da. Da. În clipa asta n-ai decât perpendiculară da. Pe o dreaptă. Da. Da. Da, și scriem. Bun. Și pică... Oriunde, nu pasă. Nu știu pe unde, uite pe aici pică. Dar pică pe vână, sigur. Da, unde e așa cu dus-o. Dar am dus-o eu. Ai dus-o tu, așa, da. Râzi. Râzi cu care se face ții. Și avem că R-i perpendiculară pe vână. Că ai dus-o tu. Repet. A, R-i perpendiculară pe vână. Avem V, M perpendiculară pe BC. Da. Avem A, M perpendiculară pe BC. A, M? Perpendiculară pe BC. Nu, e adevărat. De ce? Păi A, B perpendiculară pe BC. Păi a... Că ABCD e... ABCD este... A, C, B, dar poate. ABCD era pătrat. Și un mânghi de ordinare. Și nu se poate cu două înălțimi, o triunghi. Ce fel asta? Acei șase radicali din doi, nu? Aici e momentul. Deci, vezi? Nu forță nota. Ai dus-o tu pe aia. Dar acum... Când se te duci și-ți construiești teorema reciproca, n-ai asta. N-am unde de... N-ai acolo, sigur că da. A, mă, nu-i pe lumea pe tot. Și vezi că e gata, că problema ta e. Mai asta, cealaltă. Nu se de tare acum, că mai e. Nu mai ducem, mai pe. Da, nu mai ducem. Nu mai ducem, forțați. Nu mai ducem, nu mai ducem. Tocmai zicea că problema e mai ușoară ca cea de la numărul ei. Am zis că dacă e... În fine, ducem din... În loc din punctul B, ducem din punctul E. Și că mă prindu-i la telefon cu cealaltă. Așa. Bun, dar hai să explicăm aici, în cazul ăsta. Ducem din loc din unghiul... Aici avem din loc din unghiul... Ducem mijlocul roadă. Notăm cu E. Mână. Paralel. Da. Dar hai să mai insistăm un pic. Pentru că acum forțăm nota și pentru prietenii noștri care se vadă. Ce aveți voi? Care este necazul vostru? Necazul vostru este că prin planul lui A, B, V, B, C, vedeți doar atât triunghiul ăsta. Dar prin V, B, C, eu trebuie să-l văd tot planul pe care ce trebuie. Adică, vedeți voi pe peretele ăsta, sau dacă eu pe tabă, trei puncte. Uitați așa. V, B, C. Cum e cazul ăsta? Chiar e bilateral. Din V, B, C. Nu trebuie să vedeți doar porțiunea asta. Planul e toată tabla. Tot perete, tot. Ce știi lumea? Deși nu se termină. Doar asta este, să spunem, ne permite să precizăm planul din spațiu. Trei puncte necoliniare, termină unic plan. Am vorbit asta. Și bun simț matematic, îmi spune mie că perpendiculara din A pe planul VBC nu va pica în interiorul triunghiului VBC. În exterior. Pe undeva în exterior. Adică VBC nu pot să... Ar trebui să duc o paralelă pe asta, să fie... să mă plasez în spațiu, uitați așa, mai duce o paralelă la VM și dreapta asta, fiindcă VM
este în planul VBC, paralela dusă, printr-un punct al planului, că B-ul este în planul VBC și spune așa, dacă o dreaptă are în comună, o dreaptă are în comună un punct cu un plan și paralelă la o altă dreaptă, ea este împărțită în plan. Adică asta care o duc eu acum, ea face parte din planul VBC. Și acum, perpendicularea asta, paralelă la PP, ea e perpendicular pe planul BC. Deci această paralelă care am pus-o, e perpendiculară pe BC. Și atunci, perpendiculara din A, pe planul VBC, va aplica chiar pe dreapta asta. Mai există. VM cum este? Perpendiculară VM este perpendicular pe planul VBC. VM pe BC. Pe BC. Pe dreapta BC. Eu am dus o paralelă la VM prin punctul B. Cum este această paralelă la paralela D, hai să zic, dreapta D, paralelă cu VM. Cu VM era perpendicular pe BC și această paralelă e perpendicular pe BC. Ea, dreapta aceasta, face parte din plan pentru că B este un punct al planului. Și dacă eu duc o paralelă printr-un punct al planului la o dreaptă din planul respectiv, oblig pe ea să pune acolo, să fie în planul respectiv. Nu? Ia uitați-vă. Dacă asta este, ăsta e planul, și eu printr-un punct al planului duc o paralelă la una din dreptele acestea, ea ce face? Se curgă în plan. Da, este, da. Este în dreapta al planului. Da? Și acum, în clipa în care eu vreau distanța de la punctul A la planul VBC, va însemna să duc perpendiculara din A pe dreapta D. Vine greu. Nu prind problema. Și atunci, mut fructific faptul că A, D, e paralelă cu BC. Corect. Da? A, D, e paralelă cu BC. Din pătratul. Din cauza pătratului. Da. Și sunt așa. Deci A, D, paralelă cu BC. Cu muchea asta. Da. Ei bine, dacă eu vreau dintr-un punct distanța la plan, eu pot mișca pe paralelă fiind, mă mișc oriunde aș vrea, că tot aceeași distanță, distanța de la o dreaptă, la un plan, cum se face? Cu perpendiculara din punctul, dintr-un punct al dreptii, pe planul respectiv. Și în loc să duc perpendiculara din A pe planul VBC, o pot duce de oriunde vreau eu, pe de luând punctul, un punct oarecare de pe dreapta. Depinde de data paralelă. Depinde de data paralelă. Deci, atenție. Sunt în situația asta. Că A, D, e paralelă cu planul. Da. Din ce motiv A, D, e paralelă cu planul? Pentru că e paralelă cu o dreaptă din plan. Fiindcă A, B, C, D, E... Așa, așa. Deci, atenție. Insist. În planul B, B, C, s-a făcut dreapta B, C. Da. AD este o dreaptă paralelă cu o dreaptă din planul VBC, cu BC. Corect. Atunci, dacă o dreaptă AD e paralelă cu o dreaptă din planul VBC, adică e speță BC, ea AD e paralelă cu planul. Deci ea AD asta paralelă e paralelă cu planul. Da. Da? Da. AD e paralelă cu planul. Apune problema distanței de la o paralelă la un plan, la o dreaptă. Da, distanța de la o dreaptă la un plan
Înseamnă să iau un punct oarecare. Și să duc o perpendiculară acolo. Da. Ok. Dar eu pot lua punctul acela de oriunde vreau eu de pe toată dreapta asta. Și ce mă, dacă eu nu văd cu A, nu-mi place A-ul. Îl iau dintr-un punct convenabil. Și îl iau ca aceeași distanță este. Da, din N. Din N. Și atunci iau pe N, mijlocul lui AD. Da. Deci insist, asta este motivul. Fiindcă dreapta AD e paralelul cu planul VBC. A pune problema fără distanței de la un punct, de la o dreaptă la un plan, înseamnă să mă opresc la unul din punctele drepte acestea și îți duc o perpendiculare. Așa. Nu-mi place din A, că nu văd. N-am dreapta asta, n-am mai destul de imaginație. Da. Și atunci eu iau punctul convenabil în mijlocul lui de A, care face serviciu tot atât de bun cum îl ar face orice punct de pe dreapta asta. Și iată acum, în clipa asta, am V, M, perpendiculară pe BC. N, O, prin O trece. Da, da, da. Din cauza că sunt, da? N, O, cum este? N, O, N, M, N, O, M, scolineare, N, M, e perpendiculară pe cine? Pe BC. Da, da. Și pe V, M, da. Deci o perpendiculară din M pe V, M. Și atunci, perpendiculara din N pe V, M, pe V, M e ceea ce trebuie. Deci n-a putut să face pe aia cu A, M, când era V, da. 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 Deci mi-a fost foarte greu. Dar s-a ascuns aici șmecheria asta. Distanța de la o dreaptă la un plan înseamnă să mă opresc la orice punct de pe dreapta și duc deasupra perpendiculară. Nu mi-a plăcut din A. Că nu mi-a venit mie bine, nu am privit cu ochiul minții, n-am putut surprinde dreapta asta din care m-am vorbit eu. Și atunci am mutat-o un pic mai încolo, la mijloc, ca să mă duc pe vâmbă. Cum am văzut zis aici paralelă, tot așa este asta paralelă. Și atunci, în loc din A, care să fi fost pe dreapta T, atunci din N, un punct al dreptei, perpendiculară pe vrumână, să mut acum. Da? Și deci, suntem în reciprocă. Acum sunt condițiile reciproce. De ce? Pentru că CB e perpendiculară și pe N, M. Practic, dacă vrei să insistăm în Miruna și Maria și cu... Spunem așa, BC e perpendiculară pe vrumână. BC e perpendiculară și pe NM. Deci BC e perpendiculară pe planul. Pe care plan? VMN. VMN. Da? Și perpendiculară și pe NP-ul ăla care se ia. Și perpendiculară și pe NP-ul respectiv, sigur, da? A, deci nu cu planul, domn profesor, nu cu planul VBC, planul VMN ăsta e perpendiculară pe planul VBC. Este. Deci... Dacă ai intervenit în VMN. Din vânt, sigur că da. Dreapta lor. Da. Acel două plane. Exact, așa. Și acum nu din A ducem pe dreapta lor de intersecție. Nu! Din N. Că nu se poate. Că din punctul meu deștept. Din N ducem acum de dreapta din... Că aia e tot atât de bună, aia e tot așa de bine măsoară distanța de la... cum era de la la plan. E aceeași treabă de la N la planul respectiv. Și acum N, R. N, R. N, R este, de fapt, distanța. Asta este. Deci, N, R, între unghiul V, N, M, da. Între unghiul V, N, M, V, N, N, R, ăla. N, R, R. Ziceți cu culoare. Da, ziceți da. Cu culoare și ziceți anul ăla, domn profesor. Și mi-a explicat un dat. Da. Deci, te și dreapta asta. Da, 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 care a fost-o dumneavoastră. S-a încălcat destul de mult. Șarul care l-a dus-o din una forțat. Așa. Știi ce-mi vine să fac? Să o stie pe scutot. Așa fac.
să tot figuresc acolo și nu reușesc să știu. Deci, avem... Așa... Punctul de intersecție al diagonalilor. O... V-o și... puteți rezolvi, V-o, mână. V-o... Da, mână. Și mă duc pe mână asta. V-o, da. Corect. Acum, mă. Vă mă zonici. Asta nu chiar vă bă. Și vă mă. Vă mă. Și meu aici, am spus. Da, am spus. Unim și pe vă cu mă. Și în triunghiul, hai să scriem, triunghiul ăsta care ne face serviciu. Perfect. În triunghiul vă mă. Care triunghi este isoscel? Pentru că V, M și cu V ne sunt apoteme. Și în clipa asta, cea care îi reprezintă distanța, e perpendiculară în acest triunghi V, M, N. Nu din A, ci din N. Din B, sigur. Pe V, M, pe dreapta din exact, exact. Asta este V, N, R, e ceea ce îmi trebuia. Care calculă o dată. Deci n-am făcut din A, că A, nu, B, nu-mi place, nu-mi văd. Da. Care era teorema a doua? Ochiul meu. Unghiul ăla. Ochiul meu, de regulă, este păcălit de, în zic, planul VBC, văd numai triunghiul ăsta. Din păcate. Dar, ceea ce spuneam mai devreme, planul este tot ce înseamnă de teama de cele trei puncte. Inclusiv paralela aceea, care am dus-o eu mai devreme. Da? Paralela la cine? La V, M. Și paralela prin ce? Tot la V, M. Și iată cum apare acolo, dacă vreți, în spațiu, încă două drepte, care sunt drepte ale planului respectiv. Și perpendiculară adusă din A pe planul VBC, adică și dreptele cele făcut în parte, perpendiculara din A pică chiar pe dreapta care am fixat eu mai înainte. Iar dacă atunci și perpendiculara din D, pică pe paralela cealaltă. Și cu cele două drepte nu le văd, e greu să le văd, atunci am mișcat problema. Fiindcă A, D e paralelă cu o dreaptă din planul BBC cu BC, atât de planul BC. BC e inclus în planul BBC. Atunci A, D e paralelul cu planul BBC. Și atunci? Și atunci, perpendiculara sau distanța de la dreapta AD la planul BBC înseamnă să duc o perpendiculară de oriunde aș vrea eu convenabil de pe dreapta la de. Care e paralelă cu plan. Care e paralelă cu un plan. Și ne aleg un punct care se fac un serviciu deștept. Bine, și eu, de exemplu, la un locul lor, vă întrebam de ce pe VM? De ce mă duc pe VM? Ca să fii teorema, n-are cum. Cât nu mai ai respectat teorema. De ce pe VM? De ce mă duc pe VM? Da. Nu mai ai respectat teorema a doua. Să nu se cum. Dar perpendiculara din N pe VB nu este cea care măsoară distanța. Păi bun, ar fi știut ei să o ducă din prin VM și nu prin VB, da, nu prin VK, nu prin... Adică pe o altă dreaptă din acel plan? Asta era întrebarea mea. Păi, reciproca, reciproca a doua. Reciproca a doua spune așa. Că planul, după ce am pus în evidență că planul V, am dus perpendiculara pe VM, pe dreapta de intersecție. Asta e, de asta vreau să-i vorbesc. Așa, da. Deci, pe dreapta de intersecție a celor două plane, acea dusă îi perpendiculară pe o dreaptă din plan. Da? Dar ea, spre bucuria mea, vârâi perpendiculară și pe cine? Și pe BC. Din ce mă tic?
Fiindcă BC e perpendiculară și pe VM și pe NM. Deci BC e perpendiculară pe fantan VM. Deci mă luau și pe R. Deci e perpendiculară și pe VR. N. Pe R. Asta care am dus eu perpendiculara pe VM, ea e ascunsă, datorită teoremei cercetării perpendiculare, ea perpendiculară și pe BC. Și acum am tot invers. Iată cum NR duse de mine perpendicular pe VM numai, din faptul că BC e perpendicular pe planul VNM, înseamnă că BC e perpendicular și pe NR. Adică NR e perpendicular și pe BC. Și când o am pe NR perpendicular pe VM și pe BC, pe două drepte din plan, atunci asta, NR, este chiar perpendiculară pe planul VBC. Deci trebuie să mai ceri distanța de la un punct, la un plan. Ce trebuie să faceți imediat? Să vedem cum, dacă nu spare. Dacă nu spare, pe... Deci, dacă nu spare alele... Ar fi ar râu, dacă nu erau pare. Deci atunci mă duc și trag pe de problemă, ca să văd... Știam noi. Dacă spare, ducem din mijloc ca să ne fac asta și... Atunci trebuie să vezi dacă planul VAM, cum a fost aici, VAM de tine, e perpendicular pe BC-ul ăsta. Și dacă nu-i, atunci nu sunt băniți. Nu acolo este. Nu cu construcția aceea. Nu, trebuie să apară punctul acela în care să fie... Punctul ăla ce știe, care să mi-l fac. Da. Deci, practic, trebuie să găsească un plan perpendicular pe planul DAM. Asta am încercat eu să zic, aici am încercat să zic. Deci, toate... Dați un plan perpendicular pe planul ăsta, PVC, ca în situația asta. Și noi l-am găsit pe VMN care ne-a făcut jocul. Exact. Nu puteam VA, VM. Exact. Și dreapta din intersecția celor două plane perpendiculare, iar e VM. De aceea pe VM trebuie să duceți. Pe dreapta din intersecție? Pe dreapta din intersecția celor două plane pe care voi le găsiți perpendicular. Deci un plan nu aveți dat, nu-i problemă, uitați-vă din sugerii, VBC, recita. Și căutați un alt plan perpendicular pe planul VBC. Excelent. Și în momentul în care l-am găsit pe acel plan perpendicular pe VBC, vedem că dreapta din intersecția celor două, adică unde? Uite ca în cazul nostru. Pe VBC vine VNM perpendicular. Dar care e dreapta din intersecție? VM, de aceea se duce pe VM. Uitați, așa să vă înșipuiți. Așa găsiți când vi se cere distanța. Obligatoriu, deci, așa trebuie să vedeți. Deci, asta e cheia problemei. Ai punctat foarte bine, Mihaela, și ai surprins că problema numărul 1 este să găsim dreapta din intersecția celor două plane. Că noi ducem perpendiculara din punct pe dreapta din intersecția celor două plane. Care sunt perpendiculare. Și despre care trebuie să avem suficiente motive să spunem că sunt perpendiculare. Și atunci acea perpendiculară dusă pe muchea, pe dreapta din intersecție, devine chiar perpendiculară pe distanța. Care e distanța respectiv. Că aici au ei o problemă. Aici am, nu știu ce să facă. Deci aveți un plan. Deci, da, uitați, distanța de la A la un plan. Vi se dă, e una, e foarte important. Și mi se înțeleagă. Da? Și un plan avem. Căutăm planul perpendicular pe acel plan. Vedem care este dreapta locului intersecții și ducem perpendiculară pe acea dreaptă. Și aceea este distanța. Aceea devine distanța dintre cer, de la punct la planul respectiv. La planul respectiv. Asta trebuie să aibă ei așa ca și... Ca pași pe care trebuie să urmărească. Ca un algoritm. Corect. Da, ca un algoritm. Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Deci ce mi-ai zis pe urmă ai trebuie să fac? Băi, mi se dă un plan, trebuie să găsesc un plan perpendicular pe el. Care e? Ăsta e, mă. Bun, care e dreapta lui intersecția asta? Înseamnă că de acolo, la dreapta lui intersecția, este distanța. Și acum îmi proiesc planul la perpendicular. În cadrul nostru am dus mână paralelă cu... Am avut baftă. Am avut baftă, da. În dreapta A, D, paralelă cu... Cu BC. BC. Și cu plan. Dacă nu, trebuie planul pe care îl construiesc, trebuie să treacă prin punctul A. Respectiv, prin punctul respectiv, da. Așa. Deci prin punctul respectiv. Și de acolo eu să duc perpendicular pe dreapta din intersecție. Deci eu am un plan în minte. Prin punctul care mi-este dat, exterior planului VBC, trebuie să construiesc un plan perpendicular pe planul VBC. Perpendicular pe planul VBC. Să văd dreapta de intersecția lor. Corect. Da? Și atunci, în construcția aceea, duc perpendiculara din punctul cerut de problemă
de dreapta de intersecția lor. Corect, asta e pentru ei. Ar mai trebui să mai facem o problemă, domnul profesor, în care e exact așa să le cereți, dar nu din ar, nu, dar altfel. Nu, mai încolo. Da, se vede dacă au înțeles. E foarte important că ei să înțeleagă asta. Deci, mai repetăm o dată, ca să ne facem. Noi vom fi puși în situația asta. Avem un plan, de regulă dat prin trei puncte, și un punct exterior. Exact. Punctul exterior. Și problema să pune să găsim perpendicular distanța de la punctul respectiv la plan. Exact. Cum fac asta? Trebuie să mă duc pe drumul cel mai scurt. Perpendicular pe plan. De aceea, în clipa asta, îmi construiesc prin punctul dat un alt plan. Un alt plan. Care să fie perpendicular pe planul acesta. Primul pas. Hai să scriem, algoritmul. Primul pas. Exact. Așa. Deci, dar hai să stabilim împreună. Până vedem pașii. Deci, ori de câte ori avem de afla distanța de la un punct exterior la un plan, vom avea ca obiectiv să construim prin punctul A. Prin punctul cerut de problemă. Prin punctul cerut. Din punctul cerut. Un plan, se construiește un plan, perpendicular, notați-vă, algoritm, hai să zicem. Prin punctul cerut se construiește un plan. Plan, perpendicular pe planul dat. Deci, algoritmul de... găsirea distanței de la un punct exterior la un plan. Da, corect. Și pasul întâi. Pasul întâi. Prin punctul dat, construim un plan perpendicular pe planul dat. Pasul 2. Urmărim, descoperim dreapta de intersecție. Acelor două plane. Deci, vedem care e dreapta de intersecție acelor două plane. Pasul 3. Dreapta am găsit dreapta de intersecție. În... din punctul A, ducem perpendiculară pe dreapta de intersecție. Din punctul A. Din punctul cerut. Din punctul cerut, ducem perpendiculară pe dreapta de intersecție. E vorba de dus dintr-un punct exterior pe o dreapta. Știm asta în plan. În planul respectiv. Da? Aceasta este... da. Distanța de la... aceasta este și distanța, pentru că această perpendiculară dusă este chiar perpendiculară pe plan. Deci, asta e. Asta e mecanismul. Această perpendiculară dusă reprezintă distanța de la punctul cerut la planul respectiv. Și mai vreau să vă întreb cum se află măsura dintr-o dreaptă și un plan. Am uitat, știți că ne-ați și spus cum ducem din... dacă am... am încercat să fac o problemă și am uitat-o. O să facem, dar hai să mai insist aici un pic. Aici, aici, aici. Observații. Dacă construcția planului este dificilă, deci dacă construcția planului perpendicular, dacă îl căutăm noi, ce trece prin așa, este dificilă, atunci mutăm punctul cerut, punctul pe care îl... cum a fost în cazul nostru acolo. Așa. Mutăm punctul pe care îl avem, ducând prin punctul respectiv o paralelă la plan. Deci mutăm punctul care ni se dă, punctul care ni se dă problemă. Da? Punctul cerut îl mutăm printr-o paralelă. Cum a fost la noi, aul n-a fost la îndemână și atunci am dus-o paralelă. Ea a fost dusă. A, de un caz nu te era a fost dusă. Da, sigur că da. La pece. Da, deci în condițiile care... și vezi, problema este foarte bine așezată. De așa paralela este
îți vine ție peste mână, dar ai șansa să, să duci tu o paralelă care e deja adusă. Și atunci poți, în loc să faci distanța din punctul A, A la urmă, la așa, de faci de un punct convenabil de pe A, de convenabil, care să-ți ofere șansa construcției planului perpendicular. Deci în loc să faci distanța de la punctul cerut, o faci de la un alt punct, fiindcă e paralel, îți permiți de oriunde să te duci pe paralela aceea, încât să reușești construcția cu noul punct a planului, ca să fost o V, M, N. Exact. Pentru că V, A, M niciodată nu e perpendicular din V, B, C. Dar V, M, N e perpendicular. Și de aceea. Deci ăsta a fost motivul. Vedeți, mutăm, ne reușim să construim planul perpendicular. Ăsta e visul nostru. Păi da. Ne reușim să construim planul perpendicular, pe planul VBC, atunci am zis, bun, merg cu un alt plan paralel cu acelalt. Doar asta am făcut ca șmecherii. În loc să construiesc planul acela pe care nu puteam vedea, atunci am mișcat planul acela paralel cu el însuși, l-am dus așa. Da, l-am dus așa și când am ajuns la mijloc, acela care îmi trebuia, era cel care îmi trebuia. Da. Da? Deci asta este. Păi care e punctul cheie aici? Construcția planului aceea. Perpendicular pe planul dat. Când face dreapta intersecția celor două și înălțimea pe dreapta intersecției, era fi. Era pe dinții într-un triunghi, ai dus acolo perpendicular și gata, ai problemă. Da. Deci... De asta nu suntea din A, R, cum ai zis-o tu, Mirona, pentru că planul V, A, M nu era perpendicular pe planul V, B, C. V-am zis că în vizăcerii distanța de la un punct la un plan, trebuie să găsim două plane perpendiculare, nu? Planul V era din 90. Unghiul planul V era din 90. Deci nu era ăla, el perpendicular. Forța-i mâna cu planul acela, care nu era perpendicular. Nu era perpendicular. Tu ai planul ăla, ai tot timpul, acela stă fix. Care-i dat problemă. Da, dau tot. Iar planul al doilea pe care îl construiesc, tu vrei să-l treacă prin punctul pe care ți-e oferă problemă, că acolo vrei să-l construiești pe planul. Păi n-am cazul nostru. Nu s-a putut. Atunci l-am adus, am mișcat paralel cu el însuși, da? Și, la un moment dat, ăla mi-a fost de mare ajutor. Planul V, mă, e cel care trebuie mie. Și perpendicular cu planul tău. Și atunci, distanța din la L, adică R-ul ăsta, este ceea ce îmi trebuia, ca și cum ar fi fost de la A, la paralela aceea de m-am spus-o. De-aia v-am spus că se mișcă planul acela. Da? Paralel. Fost, acest plan V, N, M, vine ușor și iese din... apare așa, pe aici, prin A, B, da? Și se duce după paralela prin B. Bun. Vedeți? Este foarte tare problema. Am spus-o mai înainte. Eu l-am pus așa. Vă mai amintiți cum am dus, da? Am dus așa. Planul A, B și dreapta asta, A, B, că două drepte concrete formează un plan. E tocmai planul care rămâne paralel cu V, N, M. Da. Da? Da. Două drepte concrete. Și eu trebuia să duc perpendiculara din A și pica pe aici, pe dreapta asta, pe undeva. Dar nu puteam lega prea bine problema, mi era destul de incomod și atunci am zis, ia să te mișcă un pic, ia să te translezi așa. Rămâi paralel cu tine și unde am ajuns? Să treacă prin V. Că orice punct aș fi luat, eu nu făcea serviciu. Planul ăla pe care îl visam, așa, perpendicular pe planul VBC, de care am vorbit mai devreme, este adevărat, pentru că BC BC e perpendicular pe AP, BC e perpendicular și pe V, P, am dus-o în paralel cu V, M, pe dreapta asta. Și deci, în final, am rezolvat problema că BC e perpendicular pe tot planul A, B și cu dreapta de asta. Practic, planul V, O, M este perpendicular. V, O, M. Cel trei perpendicular. El este perpendicular, deci de ABCD, dar e perpendicular și pe V, B, C, nu? Sigur că da.
Și atunci V-ul e perpendicular. Deci tot planul la V-ul nu-i cu V-ul. Așa, așa. Și deci îl găsești repede. Da, sigur că da. Deci îl puteam prinde foarte repede. Dar dacă tu te cramponezi cu A din A să duci perpendiculară, nu mai reușești. Nu reușești, clar. Când era nu poți. Asta e. Deci mutarea problemei a fost lucru important. Exact. Și nu are o întrebare. Ia o lucrare. Măsura dintr-o dreapă și nu știu cum de asta spus, am uitat și... Măsura, zice ea. Nu calculăm și e efectiv. A. Acum am gândit și da, să răspund la întrebarea ta, pe care nu am dat. Deci vrei să vezi măsura unghiului pe, măsura unghiului pe care îl faci o dreaptă, un plan. Păi, trebuie să duci proiecția acestei drepte. Da, da, ne-ați explicat altfel. Păi, simplu. Luăm un punct oarecare de pe dreapta da. Și ducem perpendiculară pe plan. Și se formează planul, se formează planul care? Piciorul, uite așa, deci de aici am luat și am dus așa pe perpendicular, da? Și acest plan care ia acum naștere, cum este pe planul acesta, pe planul de bază? Este pe perpendicular. Și unghiul pe care îl face este dreapta asta cu... Asta era acolo. Așa, cu proiecția, da. Este unghiul care... Care se trebuie. Și asta că îl ducem noi, pe tot planul sau mai pe dreapta în plan? Păi prin tot planul. Eu duc perpendicular din asta pe tot planul. Da? Pentru că face proiecția acestei... O duci pe dreapta din plan, dar e perpendicular pe tot planul, nu? Da, dar... Nu. Deci iau un punct. Deci luăm un punct. De pe dreapta. Da. Și ducem perpendiculara pe plan. Pe plan. Pe plan. Cum o duci perpendiculara pe plan, din punctul ăla? Dacă mai iei un alt punct... Nu poți să duci? Și eu cer primar pe plan demonstrat pe perpendiculara. Nu, 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 duci tu asta. O duc așa când am vrea... Sigur că da, duci perpendiculara. Pe plan, pe o dreaptă în plan. Pe tot plan o duc? Păi tu duci pe plan. Perpendiculara pe plan. Mulți alt punct, alt punct, altă perpendiculară. Toate aceste perpendiculare duse, vor avea piciorul perpendicular, se cheamă, adică locul inițiat pe planul. Planul respectiv. Și formează o dreaptă aceea. Și aceea dreaptă se cheamă proiecția astea. Deci duc, luăm un punct de pe dreapta și ducem pe planul de plan. Puteți unde se închidă? Da. Asta nu. Asta e planul. Asta e planul. Și eu vreau să văd intersecție, unghiul pe care îl face dreapta asta. Care nu-i în plan. Nu-i în plan. Înțeapă planul aici pe luna. Și pe luna nu se mai vede. Și ia să vede partea asta. Da? Deci o înțepat aici partea. Și eu procedez așa. Iau un punct M, plan pe plan. Duc perpendiculara din M pe plan. O înțepat. O înțepat planul. Da. Nu sunt mai vede și tot duce acolo. Hai și nu se poate, da? Punctul E mai și da. Mă urmă. Iau un alt, dacă vrei, un alt punct P. Unde nu se poate aici? Un punct S, să zicem, da? S-M-1 este o dreaptă, că numește două puncte, care este conținut în planul alfa. Și sunt unul așa asta, dacă aș lua un alt punct P, aici, și duc pe perpendiculară pe plan, tot aici pică, într-un punct, pe 1. Și toate punctele, toate punctele de pe dreapta asta, toate punctele... Pe care profesorul îi duce pe perpendiculară, vor înțepa planul, după niște puncte, pe 1, e 1, e sumă, așa mai departe, toate pe aceeași neapte. Și aceasta apare ca umbră a acesteia. Adică proiecția. Proiecția. Deci dacă asta e dreapta D, proiecția lui D pe planul alfa este egal cu S, 1, m-am zis noi. Pe două puncte. Dacă
mână unui, știm că este perpendicular pe alfa, sau trebuie să arătăm? Nu, acolo o duci tu. O duci tu perpendicular pe alfa. Nu trebuie să arăți. O duc eu și zic primar pe alfa, da. Sunt primar pe alfa, unde sunt pe două drepte în alfa. Păi, na. O tu o duci, dacă vrei, ai, ți se cere să figureze exact proiecția, atunci urmează să ai un punct al planului și un țepat. Că ți se dă acolo un țepat, planul. Punctul ăla cu un al drepte și cu planul trebuie să-l găsești. Dacă nu, nu-l dă problemă, îl găsești tu. Treata aceea, prelungești, vezi cum te duci. Când nu-i înțeapă, ia. Îți apă și de acolo, de acolo, mă duci pe peniculatele, ca să le duci dincolos, pe două drepte concurente din plan respectiv. Dar, atenție, tu m-ai întrebat doar de atât. Unghiul acela? Pe unghiul acela, în problemă, în problemă, finalul este că acest plan pe care îl duc eu prin proiecții, planul ăsta, ce fel de plan va fi? Va fi perpendicular pe planul dat. Așa. Da? Așa va fi. Exact așa va fi. Fii perpendicular pe planul dat, la un moment dat voi fi într-un triunghi dreptunghic, da? Un triunghi dreptunghic și urmează să găsesc o situație. În sânt, nu? Exact, pentru că asta e unul. Și dacă nu-i dă un punct care înțeapă planul? Păi trebuie să prelungească ea. Să găsească punctul care înțeapă planul și pe aceea din gen la altul. Da, da, da. Deci un punct de pe dreapta și un punct care pe plan, doi. Așa. Punctul în care, punctul în care țeapă dreapta, punctul în care dreapta țeapă planul, punctul în care dreapta țeapă planul, împreună cu piciorul perpendiculare, împreună cu piciorul perpendiculare, formează o altă dreaptă numită proiecția, formează o altă dreaptă, numită proiecția drepte date pe planul da, proiecția drepte date pe planul precizat, pe planul precizat. Da? În paranteză, este vorba de construcția unei alt plan, perpendicular pe planul dat. Iar unghiul cerut, format de dreaptă, unghiul cerut este unghiul format de, în planul ăsta construit, unghiul format de dreapta dată, cu proiecția sa. Cu proiecția sa. Deci, hai să mă recapitulez o dată. Nu trebuie să spui, tu ai ca obiectiv să găsești unghiul acela. Dar tehnica este asta. Iei doar un singur punct, în afară de locul de ațepat, dar trebuie să știi până în alta, prima problemă este să găsești punctul în care dreapta înțeapă planul. Cu asta începem. Și pe urmă de pe dreapta îți iei un singur punct. Duci perpendicular. Duci perpendicular, pe plan. Și acum ai două puncte în planul de jos. Unde o înțepa și unde pica piciorul perpendicular. Și eu pus unde am dus eu pe lucrare, e fix unde. Da. Așa, așa, și nu te-o pus. Uite, exact unde care îți cere probleme. Măsura cu respectiv. Așa. Bun, și aici nu ce n-am testat. Nu te-am testat, aici am vrut să facem din R. Ca și valoare. Da. Eu zic să redactăm. Da, să redactăm.